Tradiția de Ignat cu tăierea porcului, pârlirea și șoriciul desfăcut direct de pe animalul întins pe masă a adunat jucătorii pandurilor în jurul grăsunului sacrificat special pentru ei. De la pomana porcului nu au lipsit nici stranierii care joacă la echipa gorjană. Deși s-au oltenizat în timp, fotbaliștii au privit suspicioși servitul bucăților de șorici direct de pe animal. Brazilianul Alexander Cardoso nu s-a încumetat să mănânce decât după ce mai mulți colegi au testat produsul. Uite, așa trage. N-am avut parte. Mănâncă tu prim. Da, mai de mâncare? Ivorianul Usman Viera a fugit la propriu de porcul întins pe masa de tranșat. Neluțu sau Ion, cum îi spun colegii fundașului de culoare, nici nu a vrut să se atingă de carnea de porc. Da, bă, Ioane, bă! Mâna! După ce s-a convins că șoriciul este comestibil, fundașul venit din Brazilia a recunoscut că i-a plăcut. E prima dată când mănânci șorici? Prima dată, da. Așa m-a speriat un pic că nu niciodată am văzut așa. În trecut a fost un pic mai diferit, așa. Și acum m-a speriat mai... Sincer, am plăcut. Și portughezul Pedro Mingote a privit cu scepticism tăiatul porcului, dar s-a arătat încântată de atmosfera creată la pomana grăsunului. Am văzut multe, sunt tot frumoase, că momentele astea, când suntem toți împreună, toate sunt frumoși. Dar asta chiar a fost foarte frumos și se vede și un, cum se spun, bine, e bine, e bine, e frumos. Antrenorul Petre Grigoraș s-a servit cu o bucată dintr-o ureche de porc și a fost mulțumit deoarece anul trecut l-a cam sărit rândul. Anul trecut n-am prins. Zgârcitești. Anul trecut n-am prins. Șefii clubului Pandurii Târgu Jiu au sacrificat în acest an un grăsun de peste 120 de kilograme după ce fotbaliștii au avut o evoluție bună care i-a poziționat în prima parte a clasamentului.